Eu zic că eliminarea, fără să am fost, îmi pare rău pentru el că e un jucător foarte bun, Gheorghe, dar s-a întâmplat, așa e la nivelul acesta, capătă și el experiență, din păcate a făcut o greșeală și echipa în minus din acel minut, clar că s-a văzut superioritatea numerică și e greu să putem să vorbim dacă e bine, dacă nu e bine. Regele îi îndeamnă pe tricolor să se concentreze asupra ultimului meci, cel cu Noua Zeelandă, de miercuri, în urma căruia România poate obține calificarea în sferturi. Se poate întâmpla că pierzi 1-0 sau nu știu când, e tot o înfrângere pentru mine. Important e că băieții au luptat, au încercat să facă cât au putut. Vă dați seama la ce temperaturi joacă, umiditatea, ei sunt acolo, erau adaptați mult mai bine ca noi. Mai există un meci, au o șansă și să uite acest meci și să gândească la celălalt. Să refacă bine și să gândească la celălalt. Naționala Olimpică de Fotbal a României a pierdut duelul cu Coreea de Sud de la Jocurile Olimpice, scor 0-4.